50 de lei. Cu acești bani trăiesc mulți pensionari lună de lună. Renunță la mâncare, medicamentele sunt un lux, dar pentru stat sunt cetățeni model, nu au nici restanțe, nici datorii. Într-o Românie reală, cea de azi, sunt oameni care nu mai știu gustul cireșelor, care nu-și permit detergent și pentru care televizorul e doar un moft. Luna asta mi-a rămas exact după toate cheltuielile 500 de mii. 50 de lei să mănânce o lună doi oameni, ea și soțul ei. Am luat o sticlă de lapte de la piață, de la Rahova facem piața. Am luat de 50 de mii urzici, mărar, pătrunjel. Banii s-au dus pe loc și acum bătrânii numără zilele până la pensie. Filofteia Lupu are 73 de ani. Împreună cu soțul adună lunar din pensii puțin peste 900 de lei. Și cum le vin banii, plătesc dările. Carne o dată pe lună, dacă ne putem permite, e mult. Ați mâncat cireșe? Nici nu le-am văzut. Măcar. Nici nu le-am văzut. Nici. Iar economiile pe care femeia le face lună de lună sunt drastice. Cu săpun de casă spăl. Săpun de casă? Numai cu săpun de casă. Păi de ce nu vă luați de detergent? Pentru că e scump. Și n-am de unde, n-am cum. E dar scump. Cum costă detergentul? Nici nu știu cât costă, că n-am cumpărat acum. Am cumpărat acum vreo 2 ani de zile. În cele mai bune luni, din cele două pensii, le rămân 150 de lei. Și atunci au de luat o altă decizie la fel de grea. Renunță iar la mâncare sau pentru a patra lună consecutiv nu-și mai cumpără medicamente. Hipermarketurile îi sunt străine, la fel și prețurile multor alimente. Nu știu nimica, nu știu cât costă. Nu știu cât costă. Dar asta ați luat, pot să iau? Paste făinoase, multe, că-s ieftine și țin de foame, brânză dulce, lapte. Asta. Asta cât e? Da, miroase frumos căpșunile. A cumpărat câțiva crembuși la ofertă, iar la carne a renunțat pentru câteva kilograme de detergent. A cheltuit cam 90 de lei, de două ori mai mult decât a avut în această lună pentru mâncare.